Dacă se apropie începutul postului de dinaintea Paștelor, e momentul pentru fasting în comunitatea sașilor din zona Reghin. Și așa cum organizau strămoșii, copiii continuă astăzi să pună la cale carnaval. Măști și costume, dans, muzică și gustări. Acestea sunt ingredientele petrecerilor specifice sărbătorii de fasting, ce are loc anual la clasele cu predare în limba germană din cadrul școlii gimnaziale Augustin Maior. Faschingul este un carnaval prin care noi dorim să alungăm iarna și să așteptăm venirea primăverii. În plus, este ultima petrecere înainte de intrarea în postul Paștelui. Așteptată de cei mici? Foarte așteptată, deoarece noi nu sărbătorim Halloween-ul. Ei știu că în primăvară va veni momentul să se costumeze. Pe mine mă cheamă Tornea Carina și m-am costumat în vulpe. Cum e vulpea? Și reată. Bogdan Mișael. Așa, și cine ești astăzi? Un urs. Cum e ursul? Rău. Cum se înțelege cu vulpița? Rău. Eu știu că când era el mic, tot plângea. Și tatălui a zis: taci copile, taci, îți dau orice vrei, mă duc oriunde vrei, îți dau împărăția sau îți dau și viața fără de moarte și tinerețe fără de bătrânețe. Veronica, Veronica, fată dulce și frumoasă. Nu mă țin minte de aici. Cum e Veronica? Ia, fetița, cum e? Blondă. Și cu codițe. E cu minte? Da. Eu mă numesc Friciu Sofia Ilinca și astăzi m-am costumat în fata moșului. Cum e fata moșului? Cu minte și harnică. Eu mă numesc Francisca și sunt o vrăjitoare, de fapt, din Frumoasa Adormită. Mă cheamă Andra și sunt vrăjitoarea din Albă ca Zăpada. Ești bună sau mai puțin bună? Mai puțin bună. Eu sunt Cleopatra și sunt tot vrăjitoarea din Albă ca Zăpada. Și cum e această vrăjitoare? Rea. Eu mă numesc Bogdan și sunt un pirat. Ce fel de pirat? Hook. Mă numesc Vlad și sunt cowboy. Ce fel de cowboy? Cu ce te ocupi? Eu mă ocup cu prinderea hoților. Vrăjitoarea pădurii, sunt și bună și rea, indiferent de moment. Și ce faci tu de obicei? Păi, aranjez prin casă, fac niște vrăji, exersez. Pe mine mă cheamă Maria și sunt un elf. Cum sunt elfii? Elfii sunt buni și înving vrăjitoarea rea. Eu mă numesc Maria și sunt Regina Maria. Cum e Regina Maria? Păi, nu se comportă ca una, se comportă ca un om normal. Pe mine mă cheamă Briana și sunt un zombie. Ce faci tu ca zombie? Păi, acum am venit de la un concurs de frumusețe. Și l-ai câștigat? Da, locul întâi. Deci ești un zombie frumos? Foarte. Am sentimentul că părinții au fost la fel de încântați și s-au implicat foarte mult în a crea costume în defavoarea celor închiriate, pentru a implica cât mai mult în a petrece timp cu copiii. Și am văzut că și ceea ce servesc e făcut tot în casă. Da, mămicile și-au dat silința și ne-au trimis cele mai gustoase prăjituri. Creștinii catolici și evanghelici marchează începutul postului Paștelui miercuri 1 martie.